repede însă pe Temâna Mare, peste 200 de persoane, prinse în flagrant delict, sublinierea sancțiuni de peste 5 milioane de lei. Poliția a dat lovitură însă pe Temâna Mare. Peste 200 de infracțiuni în trafic au fost constatate de polici, subliniere ti în ultimele două zile, când au fost reținute aproximativ 800 de permise de conducere, subliniere i-au fost retrase aproape 280 de certificate de înmatriculare, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Conform Poliției Române, pe parcursul a două zile, polici subliniere tii au intervenit la aproape 6300 de evenimente, fiind constatate 1533 de infracțiuni, iar 274 de persoane au fost prinse în flagrant delict. Au fost date 14533 de amenzi în valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 100.000 de lei. În timpul acțiunilor din trafic, polici subliniere tii au constatat 212 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, au reținut 818 permise de conducere, subliniere i-au retras 276 de certificate de înmatriculare. Pe parcursul acțiunilor, au fost depistate 30 de persoane urmărite național sau internațional.